Niște ore mai târziu, după ora 5, domnule, dispare articolul. Vai! Vai! Dispare articolul și apare altul. Dezmințire. Dezmințire. Eu, Petre Sârbu, administratorul acestei pagini, doresc să încep în primul rând prin a-mi cere scuze pentru faptul că m-am lăsat purtat de val și am postat o opinie personală în numele comunității Rezist. Deci, dacă ai opinie și o publici pe această pagină de Facebook, vine cineva și zice, deci tu ești administrator, vine cineva și zice, ce-i publicam aici? Corect ar fi fost să postez pe profilul personal și apoi să dau share. Am greșit și merit toate opiniile negative pe care le-am primit. Bun. Ce e asta? Păi de să vă arăt ce cred eu că e. Eu vă arăt câteva lucruri și de aici începem o explicație mai amplă. Pentru că în aceste zile e război. Nu e Dacian Cioloș versus Klaus Iohannis, cum ar putea să pară. Acolo Iohannis era președintele României, care a primit 6 milioane de voturi. Ăsta, bă, Dacian, bă, nenorocitule, bă, jos labele, bă, bă, comunistule, bă, bă, securistule, bă! Vedeți? Cumva tonul. Dar haideți să vă arăt ceva care a fost începutul. Începutul sfârșitului. Pentru cine? Pentru Cioloș sau pentru Iohannis? Se joacă. E posibil ca în urma acestui război unul dintre ei să piardă. Dar mai există o variantă. Există o variantă ca atunci când se sfâșie haitele între ele, să se aleagă praful de ambele tabere. Asta e destul de posibilă. Atenție! La Ateneu, lume multă, lume bună. Guvernul organizează impecabil. Zic asta ca unii la momentul ăsta deja să simtă cum îi ia de jos. Pentru că ei urăsc orice se întâmplă în România bun, încât ar fi vrut să fie un dezastru. Dom'le, nu. Guvernul organizează impecabil, da? Organizează impecabil în momentul în care vine tot guvernul european, toți comisarii europeni, vin cei mai importanți trei oameni din Europa, de fapt, toată lumea importantă a Europei care contează în decizie era la București. Ok, acolo vine și Cioloș. Săracul nu știe să se îmbrace, se îmbracă prost. El, dacă nu este, când îl lasă ăștia de la sistem, băi, joacă-te și tu prin curte. Dom'le, când îl lasă să joace prin curte, nu știe. Dacă nu îl ia cineva, zice, uite, cravata, așa, așa. Bun, se duce îmbrăcat prost. Dar nu asta e problema. Dom'le, vine președintele țării, domnul Iohannis, care a luat 6 milioane de voturi. Și trecea așa, domnia sa. Are 1,90 m și ceva și trecea pe acolo. Îl știți. Dacia, aici, la lojă, cu primii miniștri. Domnul Iohannis, când îl vede cu coada ochiului, nici nu-l vede. Se uită așa pe deasupra lui. Băi, șeful, sunt și eu aici, lasă așa, mă, stai așa. Uite, Petre Roman îl văd. Ia să vedeți imaginile. Asta e declarația de război. Să nu-i dai tu mâna lui ăla care l-ai pus prim-ministru, dar știa? Adică a zis, băi, eu nu mă compromis să dau mâna cu Dacian. Ia să vedeți imaginile, că asta e declarația de război, de unde, de fapt, o să înțelegem noi foarte multe lucruri. Ia priviți la imaginea asta. Frumos. Frumos moment. Excelent. Excelent momentul în care domnul Klaus Werner Iohannis pur și simplu îi e scârbă să dea mâna cu Cioloș. Cui nu-i scârbă? Mă rog, unii au trecut peste asta cu emetiral, cu lămâie. Atenție! Domnul Marius Oprea, mare istoric și un om de caracter. Opriți imaginile, s-au înțeles. Mulțumesc. Domnul Marius Oprea, istoric, a lucrat la Institutul pentru Cercetarea Crimelor Comunismului, a lucrat în instituții de felul acesta, omul a avut un lucru pe care l-a înțeles clar și bine. Că securitatea, comunismul și torționarii au făcut atât de mult rău în momentele în care îi anihilau pe cei care aveau alte opinii, pe cei care pur și simplu nu vreau să stea în genunchi în fața sistemului, încât ce a făcut el? Viața lui de după 1989 și-a dedicat-o să-i deconspire pe ăștia și încă ceva. În momentul în care a avut posibilitatea și resursele, se ducea și căuta pe cei care, în anii 50 s-a întâmplat asta, la noi încă nu s-a întâmplat, dar în anii 50 s-a întâmplat. Îi luau pe băieți, le trăgeau un glonț în cap, îi înmormântau teoretic fără nimic creștinesc și îi lăsau acolo. Domnul Marius Oprea s-a dus, i-a căutat pe oamenii ăștia, osemintele lor, le-a scos de acolo, le-a dus într-un cimitir ca lumea,
a făcut o înmormântare creștinească și a făcut un lucru de o nobleță aparte. Să faci treburile astea nu e prea simplu. A încercat să dea o dimensiune poporului român despre cine au fost cei care au fost în felul acesta asasinați. Iar Marius Oprea are o informație spectaculoasă, că partidul lui Cioloș este înființat de fiul unui torționar dintre ăștia. Păi când toată viața ta tu ai dedicat-o acestui lucru și tu afli informația asta, ce faci? Stai așa și te gândești acasă, bă, să o zic, să nu o zic? Păi nu, nene, o zici? Și domnul Oprea zice, Eminența Cenușie... Da, o secundă, da. Doar... Este vorba despre faptul că domnul Marius Oprea, în afară de activitatea lui post-revoluționară, a avut și o activitate ante-revoluționară. Sigur. Când, student fiind, nu mai țin minte exact ce au făcut, dar au făcut cu mare curaj împotriva pe vremea aia, cine ține minte. Dictaturii. Dar niște manifeste împotriva comunismului. Și ei erau studenți în perioada aia. Era, cred că în 88 sau 87, așa. Dar 88 era. Și atunci i-a luat pe ei la anchetă. Exact. Și pe ei la anchetă i-au luat, i-a luat acest individ care acum este avocat, tatăl colegului lui Cioloș și așa mai departe. Deci avocatul Iordache, cel care, sau cabinetul celui care a înființat respectiva formațiune politică. Așa că torționarul lui Oprea, că Oprea era cu ciuma roșie sau împotriva ciumei roșii în 88, când era ciuma roșie în România. Acum Cioloș și că se luptă împotriva ciumei roșii actuale cu securiștii ciumei roșii de pe vremea lui Ceaușescu, pentru că în România e și multă boală la cap. Asta s-a întâmplat cu, ceea ce a prezentat domnul Marius Oprea acum. Și lucrurile s-au întâmplat, vă spun că nu e vreo mare chestie, dar întâmplător s-au întâmplat chiar așa. În sensul în care colegii mei de la GIP, când s-au uitat că s-a așa anunțat ăsta că își face, că și-a făcut partid și puls ăsta, plus ce și-a făcut, s-au uitat la pulsul ăsta, plusul ăsta. Și au văzut că e înființat de avocații Iordache. Și unul dintre colegii mei, care este și prieten, a, i-a spus lui Marius Oprea, i-a spus, Marius, ia uite cine a făcut partidul, că sunt aia care te băteau pe tine în 88 și au făcut acum partidul cu Cioloș. Deci, până la urmă, dumneavoastră i-ați dat informația, GIP i-a dat informația, informația lui... primară. Și atunci Marius Oprea a zis, a, bun, hai că iau să fac și un articol pe tema asta și așa a apărut articolul din weekend. Bun, ce face domnul Cioloș în fața acestei dezvăluiri? Domnul se comportă ca un torționar din anii 50. În primul rând îl bazocorește pe cel care a făcut dezvăluirea. Zice, eu unul, Oprea, care aduce aminte de numele unui alt Oprea din politică, știți voi pe care. O glumă cumva, o bazjocoră pe care ăștia o gustă. Toți îl urăsc pe Gabriel Oprea, numai că probabil domnul Cioloș în îngustimea sa intelectuală a uitat că domnia sa a ajuns prim-ministru cu voturile lui Gabriel Oprea. Și când îl vedea pe Gabriel Oprea, îi pupa mâna ca doamnei Dăncilă. Sigur, l-a figurat. Ia să vedem niște imagini când Cioloș îi pupa mâna lui Gabriel Oprea. Aveți imaginile respective? Deci el face Caterinca, adică este un istoric, Oprea, care îl cheamă ca pe domnul Cioloș. I-a pupat, nu mâna, practic, dați imagine. Practic, i-a cam lins organismul domnului Oprea ca să vă pună prim-ministru. Acum să faceți caterinci de astea că îl cheamă pe Marius Oprea ca pe Gabriel Oprea. Râde lumea. Bun, asta este o tehnică securistă, adică să încerci pe ăla să duci în ridicol. Acum, ce e fabulos este faptul că Dacian Cioloș, probabil, i-a scris un securist textul ăsta, că nu, el săracul, îi scrie dacă cu cerneală galbenă. Atenție! Îi scrie cineva textul, și zice, domne, ia dați, zice că toți românii au avut legături cu securitatea. Domne, foarte deștept zice asta. Ia fiți atenți aici. Ce măgărie, ce golănie. În mod ironic, jurnalistul care semnează atacul de astăzi are același nume de familie ca unul dintre cei mai controversați oameni politici din România. Măi, Cioloș, măi, băiatule, când îi pupai mâna lui Gabriel Oprea, râde lumea, având în vedere cât de mulți români au colaborat sau au lucrat cu securitatea, ce mă? Având în vedere cât de mulți români au colaborat sau au lucrat cu securitatea, sigur, se poate demonstra că există cel puțin o legătură între oricare dintre noi și securitatea. Băi, băiatule. Legătură poate că pe unii a vânat securitatea. Și
Băi, băiatule, a zis-o domnul Alex Coita, care aici de față în studio, a zis o treabă bună, cred că ai-s-o pe Facebook. Zice, nu poți să te lași deschiat la, nu la șliț, mă rog, că asta făcea domnul Gregorian Bivolaru, la care dumneavoastră participați la cursuri. Nu, la șireturi și să te duci la alergat. Că te împiedici, mă, băiatule. Dar, vedeți, ăsta e un pretext, că l-au lăsat să greșească sau poate au provocat această greșeală, pentru că de foarte multe ori securiștii fac ceva. Îi împing pe ăștia pe scări și după aia zic, Daciane, de ce alergi, mă? Pentru că, știți, textele astea nu sunt scrise de ei. Nu niște băieți la social media. Când citiți textele astea, că le scrie, că apar pe Wall, la Dacian, la... Nu le scriu ei. Sunt niște băieți. Ați aflat și din campania de la domnul Iohannis, că a zis, dom'le, cum a avut succes? Păi erau niște băieți care scriau niște texte, nu scrie Iohannis, nici nu știa ce apare acolo. Bun, senzațional. Dar da, totuși nici marionetele securiste, adică și marionetele securiste, le oferă ăstora posibilitatea să-și mai bată joc de ei, pentru că sunt și foarte proaste. Păi, dar stați puțin, că după aia n-a venit Cioloș și a zis, domnule, eu n-am scris textul ăsta, nu l-am văzut, nu știu nimic, el și l-a asumat. Îl avem pe Cioloș, dar nu-l mai țineți minte pe... Cum, că sper că îl mai țineți minte pe Răzvan Ungureanu, mereu, ce speranță, ce stea apăruse pe eșichierul politic, care o să facă și o să dărâme tot și ăla s-a... Ăla, nu că era dezlegat la șireturi, ăla alerga cu șireturile înodate între ele. Adică așa ceva, deci ăsta, ăla, l-ați avut pe Nicușor Dan, cu muculețul în nas, cu asta, adică sculele astea sau instrumentele securiștilor sunt și ele foarte proaste. Părerea mea este pentru că securiștii sunt în general foarte proști. Bun. Dar aveți tabla asta. Știți că mă gândeam și eu din weekend să vă fac o schemă micuță. De-abia așteptam Mugur Civică să ne facă o schemă. Când aveți 5 minute... Eu acum am, să știți. Eu vă fac, nu știu exact ce vreți să prezentați dumneavoastră, din ce ați zis, s-ar avea legătură cu bătaia care începe. Păi asta vreau să facem. Dar bătaia are și ea o preistorie a ei. A, frumos. Păi haideți să facem așa, că și promovăm. După ora 10, adică la 22, schema lui Civică. Cu preistoria bătăii actuale. Bun, practic. Eu vreau să arăt care sunt taberele actuale, da, și cine face parte efectiv dintre securiști din aceste tabere. Și eu o să vă arăt cum s-au format taberele actuale. Acum, după aia, s-au mai completat cu unii cu alții. Dar ele s-au format foarte simplu, așa că trebuie doar să-ți aduci aminte, să te gândești puțin cum au evoluat lucrurile în ultimii 3 ani. Dom'le, de unde să fi luat și de unde să fie ajuns aici? O să vă arăt imediat. Cioloș este atât de un băiat extrem de deștept. Adică l-ați văzut când vorbește, e extraordinar, Deci nu înțelegi nimic ce zici. Dom'le, motiv pentru care dă un interviu ca să se compromită definitiv. Și se duce la presoană și îi pun oamenii ăștia niște întrebări. Fiți atenți la asta, că e tare. Deci, o să vă mai rog să clarificați niște zvonuri. Zic ăștia de la presoană, alți băieți care nu sunt securiști siguri. Dacă toți suntem la acest capitol, ele apar recurent în anumite publicații și sunt legate de familia dumneavoastră. Tatăl dumneavoastră a fost angajat al Ministerului de Interne, iar sora dumneavoastră lucrează pentru Departamentul de Informații și Protecție Internă, fosta unitate 2 și un sfert din Mai, în județul Sălaj. Da. Ce? Nu, stați unul puțin. Stați puțin că n-am înțeles. Deci îi pune întrebarea că taică-s-o a fost angajat la Ministerul de Interne înainte în 1989, adică era milițian, iar sora dumneavoastră practic îi spune e... la securitatea de azi? Da. Dar astea sunt lucruri verificabile. Și nu văd de unde e ideea de zvonuri. La fel, dacă cineva vrea să mă analizeze pe mine, îl rog să-mi analizeze activitatea și nu altceva. Care? Nu mă, anturajul, băi băiatule. Deci, de exemplu, dacă ai fost la MISA, asta e interesant, e relevant. Ai fost. A zis Gregorian, guru, adică pentru tine. În momentul în care însă taică-tu a fost milițian, soră-ta era 2 și un sfert și mai e ceva foarte important, unchi-tu care te-a făcut pe tine e tot general de securitate. E interesant asta, e relevant care e anturajul. Foarte relevant asta. Părintele lui 2 și un sfert. E părintele lui 2 și un sfert. Ăla Vulpea, da. Virgil Ardelean, el a făcut actualul 2 și un sfert? Și probabil că pe sor s-a băgat-o acolo, că era nepoastă, s-a apropo de nepotism, că știți că așa sunt oameni noi, de meritocrație, numai nepotism. Deci nepoata lui Ardeleanu Vulpea, sora lui Cioloș, a fost angajată de unchisul la 2 și un sfert. Păi unde în altă parte să meargă fata, nepoata?
Și ăsta, probabil că n-avea suficient talent pentru doi și un sfert, l-au băgat spre, l-au împins spre politică. Au zis, bă, tu bagă-te pe acolo, că te mai ajută. Mă rog, un fel de politică, n-am făcut chiar politică, n-a participat la alegeri în viața lui odată. Nu politică de asta cu alegeri, pentru harnel, politică cu șbegerii. Pentru combinații. Bun, domnilor și domnilor, vă arăt în scurtă vreme cine e unchisul și facem aici o schemă care sunt tambele. Că e o bătaie între tambere, de fapt, între în momentul de față, când dacă auziți pe cineva care zice, dumne, sistem, nu mai e chiar așa. Sunt două fali din sistem. Sunt chiar unii... Chiar trei. Corect ce zice domnul. Trei. Vă arătăm care sunt ambele care se sfâșie. O reacție la ce ați văzut, doamna Vicol. Mă fascinează maniera în care românii încă mai acceptă toate aceste situații. Vă spun sincer, pentru că noi suntem un popor inteligent, de oameni luptători care suportă, rezistă, apropo de rezist, multă vreme, dar la un moment dat să nu te pui cu poporul. Sunt convinsă că odată devoalate toate aceste amănunte legate de domnul Cioloș, de domnul Iohannis, mi s-a părut absolut mizerabil atacul la copii. Și nu o să știți foarte bine că, din punctul meu de vedere ca om și ca mamă, atacul la copii este cel mai josnic atac posibil. Și în perioada aceea orfelinatele gemeau efectiv de copii. Faptul că am fiat un copil și n-a vândut copii să ajungă subiect de tabloid mi se pare incredibil. Legat de aceste trei tabere, pentru că și în opinia mea tot trei tabere de sistem sunt, bravo lor, cu cât se sfâșie mai repede, cu atât iese uleiul la suprafață.